Vă salut, fraților, începem clipul ăsta cu cei aproximativ, de fapt cu cam, nici măcar nu știu, undeva la 130 de oameni din clipul precedent. Să vedem și noi ce ne-am reușit să facem. Avem un jad full, WPV cu absorție, perfect, la 60 de oameni, un clar la 39 de oameni, cred că ar fi prețul lui real. Mai avem aici încă unul la 28, deci practic ăștia ar fi cam aceiași bani cu care să zic așa că am început și încă două jade la 9 ani. Bă, mi se pare chiar corect și sunt niște prețuri din punctul meu de vedere foarte, foarte fair în comparație cu piața. Oricum este primul, gen prețurile mele sunt primele de pe piață în momentul de față. Aș vrea să mă uit puțin și la rune aură de foc de 10, pentru că sunt curios ce preț mai au și văd că sunt pe undeva pe la 2,50, adică un preț de nu-l înțelege nimeni cum a ajuns frata la prețul ăla. Rune de... Da, nu știu, bă, nu mai sunt... Nu mai văd nimic aici. 12,50. Rune la 90 kk. Bă, parcă astea sunt ceva mai bunicile. Nu știu, măcar n-am mai calculat. Acum, dacă mi-ai fi luat țeapă, bine. Dacă nu mi-am luat, iar bine. Măcar sperăm să fi făcut o afacere bună din punctul ăsta de vedere. Fraților, până una alta, bă, am stat eu și m-am gândit așa, ce alchimie ar mai merita dată. Încearc, mi-ar mai merita să dăm și mă uitam în continuare la rubine. Bă, au niște prețuri rubinele. Bă, spectacol. Deci chiar e spectacol ce se întâmplă la rubine și este de înțeles. Iar eu un taker, în clipul de azi, cred că o să vreau să fac o nebunie alături de voi. Dacă susțineți nebunia asta, fraților, puteți apăsa și voi acolo pe butonul ăla de like să vedem dacă putem să facem și noi 200 de like-uri. Ideea asta în felul următor, avem niște rubine antice, o să fie greu cu ele, deci o să fie greu cu ele să facem profit, este cea mai riscantă piesă de alchimie să faci profit din rubine, bă, mai bine nu, deci dacă vrei să faci profit din rubine, mai bine nu, pentru că ai șansa foarte, foarte mare să te ruinezi. Eu în momentul de față cred că o să încerc doar un inventar de rubine, pentru că nu e că nu mi-aș permite mai mult, dar aș vrea să le testez. Mă mai uitam și la Limbers ca cum testează el alchimia și am văzut că nu prea dă în rubin. Sper să nu fie din faptul că am mai dat off camera și au prins mare, mare pagubă. În caz că vă întrebați ce nu le iau peste la 3.35, sunt toate în pregătire pentru că sunt băieți care încearcă să mai scadă piața, dar degeaba, pentru că cam toți oamenii știu că rubinul este căutat în perioada asta. Și pe lângă faptul că este căutat, este la un super, super preț. O să vă arăt imediat prețurile și la mitice, care cred că au depășit 24 de ON, dacă nu mă înșel eu. Nu vreau să vorbesc de celelalte full care sunt mult mai pline. Bă, văd că mai avem nevoie de încă 10 și sper să-mi ajungă cumva. Bănuții ăștia, birou de schimb, 1 în Yang, 3 în Yang, mai avem 34. Cu foarte mare noroc ne-ar ajunge la limită de un inventar. Dacă nu, aș putea să mai intru eu pe un alt cont de shop și n-ar fi niciun fel de problemă. Bă, nu știu ce se întâmplă, fraților, dar parcă Yang-ul dispare, bă, instant, deci chiar instant. Nu cred că o să avem bani aproape de un inventar, dar încercăm. Oricum o să fie la limită, deci sunt sigur de lucrul ăsta. 7. Sau, bă, birou de schimb, 1 în Yang, 1 în. Nu cred, deci nu cred că nu mai avem rubin. Ia să vedem. Ia uite-mă la fix. Și cred că, bă, suntem fix pe fix. Să fie asta un semn? Ba nu, nu suntem fix pe fix. A. N-am mai zis nimic. Bă, ce țeacă, credeam că suntem fix pe fix, bă. Deci, 111 ON investiția.
Hai de viața mea, bă, lăsați un like, fraților, acolo, că dacă nu cred că mai facem nebunia asta încă o dată, mi se pare foarte, foarte costisitor. Și am auzit că sunteți clar văzătoare, o să avem ceva noroc, cică. Băi, chiar sper că o să avem ceva noroc, pentru că dacă nu, treaba o să fie groaznică, din punctul meu de vedere, că al vostru oricum este... Și băi, și amuzant să te uiți la cineva care mai dă câte un fail, așa mai departe, că, na, da, mai empatizezi cu el, știi ce zic, că, na, se mai întâmplă lucrurile astea. Sunt pe ceași 1, hai să vedem, bă, cum stă situația, deci în momentul de față, sunt fresh direct aici și începem cu 1 full PVP, bun, deci suntem plus 1, 0, minus 1. 0 1 2, bun. 2, iarăși, superb. 0 1 0 1 2 3, bun. 2 1 0 1 0. Mamă, bă, e cam nasoală situația. Foarte, foarte nasoală, fraților. Aș vrea să văd în momentul de față cât mai este un rubin legendar, pentru că... Dar nici nu știu dacă are sens. Hai să încerc, hai să mă, să ne încercăm și noi norocul ăsta. Ce naiba? Și facem și noi un mitic. Bun. Nu a fost să fie. Unul iar. Full PVP, bine mă, bine mă, băiatule, bine mă, full PVM. Băi, ne-am scos bani, acum nu știu cât de mult ne-am scos, dar știu că ne-am scos. Bă, a fost la mustață, frate, nu-mi vine să cred. Vai, Doamne, bă, ce mustață a fost aici. Deci, chiar, fraților, să nu ziceți că vă mint eu, în momentul de față, la rubine mitice clare sunt 59 de oni, la rubine mitice normale sunt 24 de oni. Iar un mitic de ăsta full fulescu, cum îmi place mie să-i zic, PVM este 48 de oni și nu cred că este mai scump, deci nu cred că este mai ieftin, pardon, deci la 46 de oni cred că ar trebui să zboare instant de pe shop. Deci hai să facem un mic calcul, să nu uităm, fraților, eu în momentul de față aveam un rubin legendar. Deci aveam un rubin legendar, nu vreau să-l pun pe ăsta în calcul, chit că amândouă sunt full PVP, nu cred că este vreo diferență de preț între ele. Hai să facem un mic calcul, fraților. Deci un de ăsta full PVM este 46 de oni, așa am stabilit că o să-l punem pe piață, atât o să-l punem. Plus restul de 24 și 24, plus un rubin legendar care, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie pe full PVP, văd la 11 ani, da, deci nu și are nicio diferență prețul și 11 ani ar fi el în momentul de față. Practic, noi suntem acum cu 129 de ani din 111 câți am avut la început. Practic un profit de 18 ori. Bă, nu este rău, deci chiar nu este rău. Dar nu cred că avem de ce să ne oprim aici, pentru că, după cum știți, așa este legea noastră. Bă, după ce îți dă, trebuie să mai bagi. Fraților, și de fapt avem un profit de vreo 22 de ori, pentru că mai avem încă un rubin antic pe care eu nu-l văzusem. Deci suntem bine, o să vă arăt imediat și prețurile pe care le pun, să nu ziceți că Taker, tu pui prețul pieței la rubinul ăla și ne minți pe noi sau mai știu eu ce. Nu, fraților, o să vă arăt imediat aici cum stăm. Deci suntem pe suraloul nostru, bă, s-a făcut profitul, un profit relativ rapid, aș putea să spun. 24 de oni miticele clare. Și ăsta este tot la fel, chiar dacă este cu medie, și ăsta full PVM 46 de ani. Deci, practic, s-a făcut un profit destul de rapid. 11 ani vreau să pun legendarul, pentru că ăsta e prețul lui, de ce să ne mințim acum. 3,65 cred că la rubinul ăsta antic ar trebui să zboare instant.
Și în mare parte cam asta e, ce să mai. Deci așa ar trebui să fie. Bun, hai că punem pauză și revenim. Bineînțeles că doar v-am promis ceva. Nu putem să lăsăm doar așa. Fraților, am revenit foarte, foarte elegant și nu o să ne mai încercăm norocul pe clipul de azi în rubine, dar dacă se vor strânge peste 200 de like-uri în clipul viitor, cine știe, este o șansă foarte, foarte mare și vreau să vă spun în felul următor. Bă, ne-am apucat de jad. Jadul care a crescut în valoare fără doar și poate. Vreau să mă uit puțin la legendare și... Mamă, dacă găsim la legendare, am putea să luăm 32 de... Mamă, putem să facem o nebunie totală. Dar nebunia o să o țin pentru clipul viitor, bă. Știi ceva? Deci o să țin nebunia pentru clipul viitor, ca să fiu sigur că și voi, bă, o să vedeți, fraților, ce o să vă aștepte în clipul viitor. Și anume, o să luăm acum toate jadele astea legendare. Deci vreau să rup puțin normele în jad. Și în clipul viitor o să dăm 32 de legendare. Bă, n-am făcut lucrul ăsta, nu țin minte să fi făcut lucrul ăsta în ultimul timp, 32 de legendare la ceva, că în antici noi am dat foarte mult, nu zic lucrul ăsta, dar legendarele la jad au un preț atât de bun încât ar fi păcat să nu te apuci să dai în ele. Mai ales că jadul mitic se îndreaptă cu pași foarte, foarte rapizi către optoni și este evident de ce. Plus că ați văzut că poți, deci noi practic din două jade full ne-am recuperat tot. Ne-am recu nu, nu ne-am recuperat chiar tot, dar ne-am recuperat undeva la 60, 70% din investiție. Dacă ies două jade full, bă, ar fi demențial. Deci asta chiar ar fi demențial. Vă dau și un spoiler pentru clipul viitor. Ce să facem acum? Deci chiar un spoiler foarte, foarte frumos aș putea să adaug un preț imbatabil la jad în momentul de față. Îmi pare rău că nu o să dau de mai mult sau cine știe. Deci sau cine știe. Și o să continuăm clipul de azi cu o alchimie în care nu am mai dat de foarte mult timp, o alchimie care mi-a adus un profit extraordinar de-a lungul timpului. Și vorbim de nimeni altul decât diamantul. Deci diamantul ne-a adus nouă, fraților, un mare profit. Și cred că cu toții știu treaba asta. Eu eram obsedat să dau în diamant și nu prea am mai dat. Și văd că prețul... Bă, dar prețul chiar e sus la diamante. Deci prețul chiar mi se pare sus. Ia să ne uităm la legendare puțin. 4 ani, dar și la legendare e scump. Bă, am zis că dau acum. O să dau pentru voi. Dar mi se pare destul de costisitor, să fiu sincer, cu voi să dai în diamante în momentul de față, pentru că miticul nu este atât de scump precum ai crede, este undeva la 11 ani. Și nu consider că merită. Eu fac clipul ăsta doar pentru content acum, fraților, și bă, încercați să vă abțineți, să nu dați, pentru că eu, sincer să fiu, fraților, cu voi, bă, îmi place să mai dau în alchimie, dar când merită, adică acum, în momentul de față, mi se pare că nu merită. Deci, sincer, eu ce fac acum, fac strict pentru content, pentru că am spus că dau pe clip și ar fi prea derahat să spun în mijlocul clipului, bă, știi ceva, nu mai dau, că, na, și plus că v-am și amăgit, că v-ați văzut că am luat toate legendarele de pe piață. Dar în momentul de față eu zic că cred că în ultimul timp facem cel mai fresh content cu metin, printre cele mai fresh contenturi cu metin, pentru că primul nu avem ce să mințim, este Parfi, care rupe și el alchimia, dar cred că dacă nu mă înșel sunt al doilea content creator, da, cred că este al doilea content creator de pe comunitatea Tiger Ghost. Sincer, nu știu, bă, vreau să-mi lăsați și mie în comentarii, fraților,
ce părere aveți. M-ar ajuta foarte mult lucrul ăsta să știu și eu. Dar în momentul de față, la cât de crazy sunt în momentul, bă, în clipele astea, nu știu dacă mai este cineva la fel, că mie îmi place să mă uit la oameni, dar 5 ani. Mie îmi place să mă uit la oameni, dar mi se pare că nimeni nu a făcut sau nu încearcă să facă ce fac eu zilnic, bă, zilnic, frate, pentru că ce facem noi în momentul de față sunt riscuri, e un content de risc zilnic, un content de risc care a fost foarte, foarte apreciat în perioada, chiar în perioada, dacă bă, dacă stau să vin să mă gândesc, anul trecut în perioada asta, tot același content plus prezentările pe care eu le făceam, numai că acum am cam lăsat-o mai moale cu prezentările oarecum, dar cred că o să mai reveni și cu acelea. Am lăsat-o mai moale pentru că m-a interesat foarte, foarte mult jocul. Și hai bă să vedem și cu diamantele astea cum suntem, pentru că este o zi în care noi chiar avem noroc. Deci o zi, nu prea s-a mai întâmplat lucrul ăsta, dar o zi în care chiar avem noroc. Hai să vedem cum stăm și putem să ne apucăm de treabă. Băi, începem cu o ieșoare, una mearsă, bun, încă o ieșoare, una mearsă, deci suntem la 0, încă o ieșoare, nicio problemă, încă una mearsă, bă, suntem pe, pe modus ăla operandi, una cu una, văd, haide, bă, chiar una cu una a fost mereu, ia, acum am ieșit pe gaură. Gaură rău de tot. Modus operandi n-a mai fost. Foarte multe ieșuări la rând. Cred că, bă, și ce m-a surprins, ca să zic așa, e faptul că nu am avut succese la rând. Acum, la legendare, bă, o să am nevoie să fie succes la rând, pentru că altfel este trist ce se va întâmpla. 2, bun, 1 este full, 3, 4, bă, las-o. Băi, ce se întâmplă, frate? Ce se întâmplă aici? Deci, full, bă, 1. Băi, chiar avem mega noroc. Bă, ce se întâmplă? Deci, 32, fraților. Bă, calculator. 32 ori 1,4, cât am dat medie pe ele. 45 de oni. Deci, 44,8 mai exact, fraților. Și noi, în momentul de față, avem 4 mitice, care însumează 33 de oncele goale plus cel full, care eu cred că este undeva la... ...13 oni. Deci 46 de oni și nu mi-a mai rămas mie nimic aici. Mi-a mai rămas un antic plus încă 1,5. Practic 3,5 oni profit. Bă! Forță, bă, nu am ce zice. Chiar mi se pare formidabil. Ia, Supreme 8. Stai așa, că ăsta sigur. Ah, credeam că vrea să schimbe un preț la un diamant excelent, care e un diamant excelent asemănător cu al meu și nu prea aș vrea să îmi facă concurență la preț, pentru că, după cum știți, fraților, avem cele mai bune prețuri, fără doar și poate, și vreau să văd aici cum stă situația și la Hydre, pentru că vreau să încerc 10 hidre, poate mai luăm o magică. Văd că am luat cartea pietrelor. Bă, și by the way, fraților, dacă voi vă apucați de Tiger Ghost și nu aveți mount, îmi dați mesaj și eu vă păstrez tigri ăștia regali și îi donez la începători. Cred că cu toții știu lucrurile astea, dar pentru cei care nu joacă momentan pe Tiger Ghost și vor să se apuce, să știe. Pentru că, na, un tigru, să știți că chiar te ajută la început, chiar dacă unii zic că nu e wow, că nu știu ce, bă, chiar ajută. Deci orice ajutor la început este bine mersi și mie chiar, bă, îmi place să ajut. N-am zis să mănânc rahat acum. Da, nu prea, n-a fost să fie. Hai mă, mai schimbăm aici încă patru în Yang. S-a adus și profitul pe diamante, dar poate luăm o eșarfă și facem ceva profit de la eșarfe. Încă 2 exo văd aici. Nimic. Haide mă, dă-ne și nouă magică. Chiar vreau să vă magică aia. Ramură roșie. Pietre lucioase.
4 EXO, bun, bă, pe capitolul EXO chiar a dat bine. Deci chiar a dat neașteptat de bine, dar vreau parcă ceva mai mult. Uite, un ticlu regală care v-am spus că este pentru voi. O eșarfă, bun, deci fix ce voiam să văd. Bă, și n-a fost să fie, dar poate avem noroc la eșarfă, bă, să facem și noi eșarfa aia. Chiar ar fi ceva frumos, că n-am mai făcut o eșarfă nici în clipul trecut, dacă țin bine minte, tot așa am dat și n-am mai făcut nimic. Bă, nimic, nimic, nimic cu eșarfa. Deci parcă am avut 3 încercări la eșarfă și toate au eșuat, dar cine știe, poate ne paște o eșarfă de 20. Bine, șansele sunt foarte mici, vă dați seama, dar nu e imposibile. Bun, combinație, 2 eșarfe. Hai să ia să vedem. Bă, și am făcut-o și chit că e de 12, măcar am făcut-o. Deci după atâta timp era și cazul. Bă, fraților, cam atât a fost și cu clipul de azi. Eu am fost Taker. Bă, sper că v-a plăcut și nu uitați de cele 200 de like-uri, pentru că dacă se vor strânge în clipul viitor, rupem aceste jade. V-am pupat. Ceau!